Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Tot la Senat a fost depus un proiect de lege prin care angajații, dacă trece proiectul, așa, de toată afacerea, nu știu, mă rog, promulgare, chestii, nu știu cum, ar putea să primească o zi liberă cu ocazia zilei lor de naștere. Zi liberă, plătită. Doar ziua aia naștere sau când vrei tu? Nu, doar ziua aia, mă. La mine nu e combinație, că în martie e destul de mohorâtă vremea și nu mă ajută cu nimic. Ce vrei să-ți faci concediu? Bine, bine că dacă stai acasă, nu mai trebuie să aduci pateuri la serviciu, știi ce spun? Aha. Eu vedeam să deconteze și pateurile, dacă s-ar putea. Aia e varianta 2. Da. Cred că ar fi așa corect. Ori îți dă liber, da, ori îți dă bani de tratație. Ce are, mă? Care-i problema? Dar ce? Dăm de la noi? Dăm de la stat, nu? Adică, ce? Sunt banii noștri? Sunt banii statului. Auzi, dar numai ziua de naștere, nu și ziua de lume? Nu, păi ar putea să facă și asta. Deci aici aș fi avantajat un pic. E plin de Sfântul Ion și de Sfântul Gheorghe tot anul. Da, da. Inițiativa este a senatorului PNL Daniel Fenechiu. Asta e, domne, domnul senator Fenechiu. Haideți, domnule, dați în primul rând să fie și ziua onomastică și zilele onomastice. Păi mai zilele trecute a fost Sfântul Ioan Grigore și Ioan nu știu cum. Ce te faci în cazul în care ziua ta de naștere sau onomastică, dacă înțelegi ce vreau să spun, pică sâmbătă, duminica. Aici nasol. Se reportează. Asta spun, nu e o chestie. Da. Adică deci mi se pare un proiect de lege prost gândit, trebuie lucrat un pic la el. Da. Și să se deconteze pateuri. În limita ce? În funcție de ce? În ce limită poți? În funcție de vechime? Da. Adică trebuie să existe un criteriu. Am nu pot să-mi deconteze mie pateuri, sunt în radio ăsta de 22 de ani. Pe persoane pe care le servești. Practic, faci pateuri pentru 20 de oameni, se contează atât. Ai 100 de colegi? Eu vreau să sărbătorez ziua împreună cu ascultătorii. Cu toată clădirea. Poftim. Și atunci suntem peste un milion. Sau? Păi de ce nu? Încă o dată. Până la urmă e o lege menită să-i bucure pe oameni, nu? Și nu să-i deprime. Ori ajungi în situațiile astea, cum spuneai, de weekend. Foarte și nasol. Da. Adică să se deie pentru că... De ce ești așa trist? Că-s născut sâmbătă și uite, am ratat-o liberă. Da. Să se deie că de la stat se dea... Sau măcar să o folosești joker în punți. Să iată ce zice. Două punți cu ea. Exact. Poți să pui când vrei tu. Joker în punți. Da. Nu, dacă ești născut în februarie, ce faci? E foarte complicat. Ai cheltuieli mari pentru că de ziua ta trebuie să pleci undeva unde e cald. Mai e o chestie, uite, colega noastră Manuela Nicolescu e născută pe 29 februarie. Mama, absolut. Și atunci... Așa discriminare. În caz de depresie. Oricum... E nasol. Iată ce zice domnul Fenechiu. Acordarea unei zile libere plătite în ziua în care fiecare dintre noi își servează ziua de naștere, contribuie la motivarea resursei umane. Da. E simplu, mai multe zile libere plătite, mai multă motivare a resursei umane. Doar o zi e puțină motivare. Domnul două e de două ori mai multă motivare. Mai multă motivare. Ce-ar putea astora, acum mi-a venit la moment, da, cu anul bisect, să se reporteze și să le dea, când e ziua lor, 4 zile libere, să le dea gen vacanță. Adică măcar dacă tot e ziua ta o dată la 4 ani, să te bucuri pe de-a întregul și să le dea bonificația de o zi ca să aibă toată săptămâna. 4 ani este o perioadă foarte lungă. Dacă se pensionează sau, Doamne ferește, mor în perioada aia, păi nu pierd. Trebuie să aștepți 4 ani. Lași familie? Pe gradul 1, da. Ar fi o treabă. Zi liberă. Moștenire incredibil. Domnul senator Fenechiu invocă date Eurostat, din care reiese că angajații din România lucrează cel mai mare număr de ore în fiecare săptămână din întreaga Uniune Europeană. Unde a văzut 40,4. Nu, adevăr e că ne... Da. Probabil fără parlamentari, că parlamentarii cred că mai strică media. De-aia scut parlamentarii. Pe locul 2 în acest clasament sunt bulgarii. 40,2 ore săptămânal. Mamă. Și după aia Cipru, Croația, Polonia, angajații lucrează 39,5 ore pe săptămână. Noi suntem, deci, domnul Fenechiu zice că noi muncim de rupem în țara asta. Adică serios? E... Și cine sunt aia leneși? Care sunt aia leneși de muncesc cel mai puțin? Continentului sunt așa. Olanda, 29,5 ore, Danemarca, 32 de ore și Germania, 34 de ore. Deci, practic, asta spune domnul Fenechiu. Deci, concluzia domnului Fenechiu este clară. Mai multe zile libere, mai puțină muncă, mai multă prosperitate. Asta aplică parlamentarii în primul rând. Adică ei... La ei se vede. Da, se au testat de vreo 30 de ani, tu testează chestia asta. Și trebuie să funcționeze sistemul. Ei verifică asta. În primul rând că ei au programul de 4 zile pe săptămână de la început de lucru. Da. Numai unele companii încearcă acum. Au fost avangardiști din punctul ăsta de vedere. Și plus, alea 4 zile este cu puține ore de lucru. Alea 4 zile sunt cu puține ore de lucru. Ce, nu știi care e programul de lucru parlamentar, Luca? Nu. Nu fac 40 de ore pe săptămână niciodată. N-au cum. N-au cum. Oricât s-ar stădui, nu reușesc. De nici ce cineva stădui peste noi? Hmm? Da. Nu? Nu, e mai peste nemți. A, deci okay, parlamentarii, din punctul ăsta de vedere, sunt olandezii
Europei. Adică lucrează puțin de tot. Oricum, proiectul de lege al domnului Fenechiu deja stârnește multă frustrare în societate. E plin de mesaje. Bă, nene, e ziua mea pe 25 decembrie, a mea pe 15 august, când e Sfântă Mărie, e deja liberă. Adică se suprapun, oamenii au probleme de suprapunere, pe care nu le-am luat în calcul. Deci, lăsând la o parte weekendurile și anii bisecți, sunt o groază de cetățeni născuți în zi liberă oricum și pentru ei n-ar fi corect. Dar mie îmi place logica domnului Fenechiu, care a observat că țările mai bogate au cică mai puține ore muncite. Adică, cu alte cuvinte, știi? Asta e ca cercetătorul care a dresat puricele să sară la zgomote puternice. Corect. După care i-a tăiat picioarele și a observat că nu mai sare la zgomote puternice și concluzia a fost că aude cu picioarele. Așa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.